Echipajele poliției RRR și Companiei Naționale de Autostrăzi au blocat circulația în această dimineață pe DN1C Baia Mare Cluj-Napoca și DN18 Baia Mare Sighetu Marmației. Aceștia au efectuat controle în trafic oprind fiecare mașină. În urma acțiunii s-au format cozi pe kilometri întregi. Toate vehiculele care au circulat astăzi pe DN1C și DN18 au fost luate la purecat, fiind controlate atât documentele șoferilor cât și ale automobilelor, iar unde s-au observat probleme s-a trecut la verificarea amănunțite privind starea tehnică a mașinii. Responsabilii Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale realizează cu această ocazie recesământul traficului auto, care are loc o dată la 5 ani. Aceștia înregistrează media numărului de mașini care trec zilnic pe DN1C și DN18, privind identificarea zonelor cel mai intens circulate și stabilirea componenței traficului. Studiul de circulație denumit Ancheta Origine-Destinație constituie o bază de date statistice pentru determinarea curenților de trafic în scopul orientării investițiilor, alocării bugetelor și ajustării strategiilor de dezvoltare.